juxtapuse. În cartea asta cred că interferă. Și un lucru bun că interferă, deși nu o să le putem confunda niciodată. Mai ales cei care am studiat istoria ca meserie și aici suntem la fel cu colegul Pecican. Am făcut facultatea de istorie împreună și am învățat istoria nu împreună în același timp, dar aproape. Și am învățat istoria ca o disciplină care caută adevărul. Astăzi nici măcar atâta nu se mai spune că istoricul trebuie să caute adevărul vieții trecute și atunci suntem cumva pe teren ficțional și cu istoria și cu literatura. Dar eu rămân la opinia că istoria ca cercetare a trecutului, ca discurs istoric, trebuie să tindă spre o reconstituire veridică a ceea ce a fost. Că nu o să ajungă niciodată la scopul de a descoperi adevărul așa cum a fost, asta e adevărat, dar asta nu ne împiedică să-l căutăm. Aici este farmecul căutării. Cartea doamnei Cetea, însă, este o întrepătrundere între istorie și literatură și pentru faptul că tot ce avem noi din perioada respectivă, care e din jurul anului 900 după Hristos, adică acțiunea se petrece în urmă cu mai bine de 1000 de ani, tot ce ne-a rămas e tot pe o bază ficțională, pentru că nu ne-au rămas documente istorice propriu-zise, ci ne-au rămas narațiuni, o cronică, practic, care nu e unică, cum spune lumea astăzi, pentru că sunt referit la ea și în secolul XVI, ceea ce mai puțină lume știe. O cronică descoperită în secolul XVIII și contestată mereu, din acest punct de vedere, Gelu însuși ca personaj este și real și ficțional. Istoriografia maghiară, în proporție de 80-90%, îl consideră o ficțiune. Dar am cunoscut un istorie maghiar care nu mai e în lumea aceasta, ci în alta, îl chema Engel Ball, care credea în existența lui Gelu într-o măsură foarte mare, adică credea în existența lui reală, dar nu era convins că acel notar anonim al regelui Bela, că despre el e vorba, de acolo s-a putut pleca pentru a se scrie această carte, a respectat adevărul istoric. Nici nu putea să-l respecte, pentru că pe vremea aia nu exista noțiunea de respectare a adevărului, trecutul fiind o poveste frumoasă, dacă se putea, recitată și dacă se putea și cântată, era cu atât mai bine. Cam ca pe vremea aezilor, de dinainte de Herodot, contemporanii lui Homer, care aveau ca scop să povestească și să cânte frumos ceea ce a fost. Cartea nu este una pentru copii, te corectez aici, este una pentru adolescenți. Americanii zic teenagers. Și aș zice chiar adolescenți crescuți în a doua parte a adolescenței, despre al doilea deceniu, spre împlinirea celui de al doilea deceniu, pentru că e o carte complicată în felul ei. Însă toate popoarele care au literaturi bune, au și literatură pentru copii bună. Iar în cadrul literaturii pentru copii, literatura istorică, în orice cultură mare, ocupă un loc important. Eu fac elogiul literaturii ca istoric, de ce? Pentru că am constatat de-a lungul vieții că mesajul literar e mult mai penetrant decât cel istoric. Pot să mă chinui eu de o viață să le spun elevilor, la început, că am fost profesor de liceu și, pe urmă, studenților, că Mircea cel bătrân n-a fost bătrân de ani. Că ei toți au imaginea un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. Și Eminescu, acum, fiindcă Eminescu, dar nu trebuie să fie neapărat Eminescu ca să transmiți un mesaj penetrant. Mesajul istoricului, dacă istoricul nu este genial, cum au fost câțiva, deși David Prodan a reușit să facă acest lucru, într-un limbaj aparent simplu, să aibă și valențe literare textului, limbajul istoricului e sec. Limbajul literar este, ajunge la sufletul oamenilor și de acolo vor reține mai multe amănunte tinerii decât din ceea ce vor scrie și scriu în continuare istorice. Deci e vorba de